Bună ziua, îl avem invitat pe Octavian Milevski, expert pe spațiul post-sovietic, care a fost săptămâna trecută la Kiev, exact în săptămâna în care s-au intensificat protestele, au apărut violențele. Ucraina se scrie foarte mult în ultimul timp despre ea, se vorbește că ar fi pe marginea războiului civil. Președintele Barack Obama a făcut referire directă la Ucraina în discursul despre starea națiunii de marți. Vladimir Putin s-a întâlnit cu liderii europeni în urmă cu doar câteva zile. Principala temă de discuție tot Ucraina. Ucraina este cel mai fierbinte punct al Europei în acest moment. Și încep cu o întrebare care ține, depinde, ne ia mai mult pe noi, pe români în vizor. Am fost împreună în mijlocul protestelor din Euromaidan, în piața din Kiev, unde este un brad uriaș pe care sunt puse mai multe postere foarte mari, inclusiv o imagine a Iuliei Timoșenko. În jurul acestui brad sunt agățate și multe steaguri. Am văzut steagul suedez, steagul Poloniei, steagul Cehiei, bineînțeles steagul Uniunii Europene. Lipsește însă steagul unuia dintre vecinii foarte importanți ai Ucrainei, România. De ce? Bună ziua! Da, dacă permiteți, o să adaug că a fost și steagul Erevanului. Erevanului, Armeniei, mă scuzați, și steagul Georgiei, și steagul Belarusului. Deci avem cam tot ce înseamnă Marea Neagră. N-am văzut steagul Turciei, dar cred că am citit relatări despre cetățeni turci și chiar arabi din statele arabe pe Maidan, inclusiv la Cernăuți, studenți care empatizează cu cauza ucraineană. De ce nu este un flag românesc acolo? Fiindcă noi, mă refer la noi în sens larg, România, nu prea avem un apetit special pentru spațiul acesta. Nu l-am dezvoltat din varii motive, sunt culturale, sunt educaționale, sunt... Noi de fapt avem o obsesie, modernizarea și europenizarea. Întotdeauna ne-am uitat spre vest ca unica noastră salvare și aceste viziuni s-au împământenit. Ne lipsește, să zic așa, conștiința asta a Estului, care de fapt ne este mult mai apropiată, să zic, cultural, prin ortodoxie, prin faptul că am ținut de aceste teritorii care nu întotdeauna au fost supuse unor logici ale granițelor hard. Am fost în contact cu spațiul estic ucrainean, slav, al Mării Negre, mult mai intens în trecut, însă la un moment dat am uitat acest lucru sau ne-am impus. Da, totuși, lipsa steagului România acolo e simbolică și au fost multe întrebări din partea cititorilor Hot News care chestionau și se mirau în privința absenței unor condamnări a violențelor și a protestelor sau a susținerii protestelor de la Kiev de către autoritățile române în condițiile în care Angela Merkel, Barack Obama au făcut astfel de declarații, în condiții în care Ministerul de Externe al Italiei, al Franței, ia în urmă cu o săptămână, i-au convocat pe ambasadorii ucrainieni la Roma sau la Paris pentru a le cere explicații în privința violenței. România nu a făcut asta. De ce? Mi-aș permite să zic că nu avem credibilitatea unui impact serios asupra Ucrainei. Am mai spus-o astăzi în scris pe site-ul Hot News, încercând să răspund la întrebare. Puteți repeta. Atâta timp cât agenda bilaterală cu Ucraina este cantonată undeva la sfârșitul anilor 90, nu putem spera să avem impact asupra Kievului și a ucrainenilor. E necesară o revizuire a paradigmei de politică externă a României față de Est în general, Ucraina în mod particular, fiindcă este statul cheie, statul pivot, statul esențial pentru o Europa, aș spune, securizată.
Securizată de probleme ce țin de război, dezvoltare și așa mai departe. Deci, în momentul în care am pierdut capacitatea de a ține un contact cald cu Kievul, pe care agenda care având o agendă care a fost dominată de aceleași subiecte mari, dar care nu au evoluat și soluția cărora nu a fost dusă spre un continuu progresiv, să-i spun așa, nu am putut, nu putem spera că ne putem ridica la nivelul Poloniei, Suediei și altor voci care își pot impune un punct de vedere pe Ucraina. Aici ar trebui să luăm drept model Varsovia. E profunda mea convingere, care, iată, în aceste săptămâni, în aceste zile, duce un intens dialog cu marile capitale, cu Parisul astăzi, cu Berlinul în următoarele zile, urmând și alte capitale, Londra, de exemplu, în care chestiunea ucraineană va fi în topul discuțiilor. Ce am putea face noi? Am spus o schimbare, în general o schimbare de paradigmă, însă e un proces îndelungat, un proces care presupune investiții în resurse umane pe spațiul estic, în instituții, prin extinderea instrumentelor diplomatice în Ucraina, de exemplu. Aș putea să vorbim, continui aici. Haideți să vorbim puțin și despre implicarea marilor puteri în ceea ce se întâmplă în Ucraina. Mă refer aici în primul rând la Statele Unite, care au avut un discurs mai contondent, în special la adresa lui Victor Ianucovici și a acestei administrații proruse. Cum spuneam mai devreme, Barack Obama a făcut referire directă. Astăzi, vicepreședintele, secretarul de stat american, se întâlnește cu liderii opoziției de la Kiev, în timpul în care ministrul de externe Lavrov comentează ironic această întâlnire, iar Victoria Nuland urmează să meargă și ea la Kiev săptămâna viitoare în ceea ce este un turneu prin Europa. S-a tot vorbit despre o retragere a americanilor din această zonă. Îi vedem însă acum revenind parcă mai activ ca niciodată și se vorbește și despre un sprijin logistic al lor în piața pro-europeană din Kiev. E adevărat? Cum percepeți acest? În general, a venit acest discurs reactivat al Statelor Unite pro soluționarea chestiunii ucrainene a venit oarecum târziu. Cel a venit nu activ, ci reactiv. Adică lucrurile s-au încins și s-au atunci încins și pe măsura încingerii s-a implicat și Statele Unite. Ne aduce aminte de vizita Victoriei Nuland, după a urmat la distanță de câteva săptămâni acel raport din Senat al Victoriei Nuland cu colegul său, cu colegul ei Melia, și urmat de raportul lui Brzezinski, care toate susțineau implicarea activă a Statelor Unite. Iată, a fost și o scrisoare a patru ambasadori americani la Kiev, patru ambasadori care susțineau implicarea activă a Statelor Unite în ce se întâmplă în Ucraina. Implicarea activă a și început. A și început deja. A și început prin impunerea unor restricții de mișcare și de sechestru asupra unor fonduri ale unor oficiali ucraineni, conturi. Cred că primii au fost canadienii. Se știe că Canada are o minoritate influentă și numeroasă, aș spune, ucraineană, formată încă din secolul XIX. Au urmat acum și americanii apoi. Și americanii, da, și acesta ar fi un prim pas. Un alt pas ar fi implicarea directă cu susținerea opoziției și poate chiar implicarea în procesul de negociere.
Fiindcă se știe cât de profund implicați sunt rușii sau pe canale diplomatice sau altfel de canale, nu știu să zic, prin influența unor personalități. Aș merge până într-acolo încât să spun că există oligarhi care reprezintă pur și simplu o centură de transmitere, un soi de convoier. Există chiar parlamentari, miliardari care se spune că fac legătura între Kremlin și Rada sau Partidul Regiunilor. Deci e... Bine, Statele Unite nu poate ajunge la o asemenea influență. Însă implicarea activă a Departamentului de Stat sau a Senatului prin sancțiuni deja se simte și cred că se va înteți. Europenii? Europenii au nevoie de mai întâi de toate de un de o aliniere, de o singură voce, de o poziție clară. Nu au. Există voci care prin tăcere își exprimă rezerva, alte voci care sunt foarte active, însă nu pot constitui un trend clar al politicii Germania externe. Pare indecisă între... Germania este indecisă și prin faptul că la putere se află coaliția acum. Chiar dacă Angela Merkel este poate la apogeul influenței sale ca cancelar, ea este supusă și unor reguli consimțite prin contractul, dacă doriți, cu socialdemocrații. Ori se știe că socialdemocrații întotdeauna au avut o poziție mai degrabă de appeasement, de moderare a Rusiei, a cauzei rusești în Europa, în UE. Haideți să ne ducem cumva către ce se întâmplă acum, în aceste zile la Kiev, pentru că la începutul săptămânii părea că negocierile dintre administrația Ianukovici și protestatari merg către un rezultat favorabil protestatarilor. În piață, printre oameni, părerea generală este că Ianukovici trebuie să plece, liderii opoziției însă au niște puncte ceva mai flexibile, dispariția acelor legi, anularea acelor legi contra drepturilor omului și a libertății oricui de a protesta, alegeri anticipate și eliberarea celor arestați. Ei bine, am văzut că Parlamentul a trecut aceste cereri, mai puțin alegerile anticipate, dar Victor Ianukovici, înainte de a semna legea, a plecat în concediu de boală. Asta în condițiile în care Vladimir Putin, Moscova, a anunțat anularea ajutorului financiar acordat în urmă cu câteva zile. Ce se întâmplă? Cum trebuie să interpretăm acest lucru? Eu nu m-aș grăbi să zic că situația s-a îmbunătățit la Kiev. De fapt, nimic nu s-a întâmplat, dacă stăm să ne gândim. Legea încă este în vigoare. S-a pus o condiție în forma în care a fost adoptată de Parlament. Ea încă este la președinte pe masă și intrarea ei în vigoare. Președintele n-a semnat-o. Nu. Este condiționată de retragerea Euromaidanului, adică protestatarilor din toate instituțiile ocupate. Dar de ce a plecat Victor Ianukovici în concediu de boală chiar într-o perioadă atât de încinsă? Aș spune că e virusul Maidanului, l-a răpus un pic, dar este mai degrabă o glumă. Un efort tactic al lui Ianukovici de a se retrage și a vedea cum evoluează situația. E clar că după și sunt cele mai recente evoluții, sunt de ieri seara târziu, după ce unul din liderii Maidanului, Automaidanului, cum este numit, adică acele coloane de automobiliști care au organizat coloane spre, de exemplu, sediul
rezidențiala lui Ianucovici. Au blocat apartamentele și casele unor miniștri și așa mai departe. Deci unul din acești lideri a fost regăsit. Regăsit mai întâi, a fost dispărut câteva săptămâni, nu? O săptămână și ceva, torturat, răstignit, i-a fost tăiată urechea, de exemplu. Deci e clar că a fost supus unui tratament cu totul inuman. Și iarăși ne putem aștepta la o nouă radicalizare. Deci, de fapt, de la începutul Maidanului a fost o constantă mișcare a pendulului. Interesant e că astăzi a fost dată publicității o scrisoare a militarilor prin care se cerea lui Victor Ianucovici să stabilizeze situația și se vorbește din ce în ce mai des despre instaurarea unei stări de urgență. Starea de urgență n-ar face decât să radicalizeze și mai mult situația. Da, Ianucovici ar face asta? O asemenea ordonanță sau asemenea regim nu este legitim. Unde este armata în toată această... Armata s-a plasat oarecum neutru, însă neutralitatea armatei spune ceva, spune că nu este cu statul. Statul este reprezentat de Ianucovici și administrația și Partidul Regiunilor și decidenții care vin în acest bazin. Deci, clar, armata nu joacă exact după dorința deținătorilor puterii. În același timp, armata nu-și poate permite să se implice într-o posibilă aventură militară, cu atât mai mult că armata nu are instrumentele necesare pentru a introduce forțat ordinea într-un stat. Armata este pentru apărarea statului în sens extern. De securitatea internă se ocupă forțele Ministerului de Interne, care însă în parte sunt de partea administrației Ianucovici. Și în acest sens riscăm se riscă escaladarea situației dacă armata se implică într-un mod sau altul. Este de așteptat ca armata să joace mai degrabă cel puțin pe o parte din teritoriu cartea protestatarilor. De ce? Fiindcă cu câteva săptămâni în urmă erau numeroase relatări prin care reprezentanții ai armatei rugau cetățenii să le blocheze ieșirea din cazări sau din incinta unităților în care se aflau. De ce? Ca să nu poată fi aduși în Kiev, de exemplu. Bine, trebuie să rectific un pic aici. Vorbim mai degrabă de trupe ale Ministerului de Interne. Vorbim de Berkut și de alte asemenea organizații ale Ministerului de Interne, care în Lvov, de exemplu, sau Ivano-Frankovsk, care sunt, să zic, centre ale rezistenței anti-Ianucovici din vestul Ucrainei, au emis asemenea preferințe față de Ianucovici. Vladimir Putin, cum spuneam, a tăiat ceea ce trebuia să fie a doua tranșă după cele 3 miliarde livrate. În aceste condiții, ce opțiuni are Victor Ianucovici? E un joc prin care se pune presiune pe administrație. Rusia a livrat 3 miliarde din cele 15, iar în momentul în care Ianucovici a demis administrația, a demis primul ministru și care este doar într-un regim de strictă executare a unor ordine. Practic reprezintă un mini compromis cu Maidan. Ceea ce este contrar intereselor Rusiei. Ce vrea Rusia să facă este să pună presiune pentru grăbirea alegerii unor opțiuni mai degrabă favorabile. Deci cu cât situația aceasta de incertitudine fără prim-ministru se întinde în timp, cu atât există șansa ca Ianucovici să fie și mai slăbit și să facă concesii și mai mari Euromaidanului.
Ei, în momentul în care pui presiunea și iarăși Ucraina se trezește în fața unor imposibilități de plată față de IMF, devii și mai labil față de... Bun, cum poate Ianucovici să stopeze protestul altfel decât prin a-și prezenta demisia în acest moment? A fost aproape nu de demisie, ci a fost aproape de adoptarea unui pachet de legi de compromis. Însă nici acela nu era pe măsura revendicărilor Euromaidanului. Deci pe fondul radicalizării este greu. Ianucovici întotdeauna a fost cunoscut pentru capacitatea sa de tergiversare. Și am văzut-o în procesul de negociere cu UE, care a durat până în ultimul moment și a venit cu o opțiune cu totul neașteptată, dar pe care puțin o presupuneau sau o așteptau la acel moment. Același lucru probabil se va întâmpla sau se vrea din partea lui Ianucovici și acum. Un muddle through, o mișcare lentă de du-te vino, mici concesii, retrageri, cum e cazul acum, și împingerea procesului, nu știu, nu procesului, ci mai degrabă împingerea Euromaidanului spre alegerile pe care le poate câștiga doar printr-un fals, prin falsificarea alegerilor. Deci el joacă la timp, câștigă timp în momentul de față. O întrebare scurtă, o predicție scurtă. La cum arată lucrurile în prezent, la începutul viitorului an, Ucraina va continua jocul de echilibru între Ucraina și Uniunea Europeană sau va apuca un drum decis către Est sau către Vest? Cu Ianucovici la putere e de așteptat să avem același joc de echilibru, același balet ucrainean, însă dacă lucrurile vor intra pe un făgaș violent, așa ceva este imposibil. Sigur, nu ne dorim violență, însă ea nu mai trebuie exclusă. Am văzut cu toți la Kiev că tot mai multe voci și la cel mai elementar nivel social și exprimă temerea că țara poate intra într-un război civil, nu de intensitate, nu știu, așa cum suntem obișnuiți să vedem la televizor cum a fost războiul civil de la începutul, din anii 20, da? Ci un război civil pe alocuri cu gloanțe, pe alocuri cu bâte, pe alocuri cu alte mijloace, să zic, semi-militare. Vom vedea. Predicții, e greu de făcut predicții încotro o va lua Ucraina. Cert este că situația nu dă semne că se va detensiona în următoarele luni.